Mai ca să vedeți o diferență. De exemplu, la un măr, da? Cantitatea de fier din măr în ziua de astăzi deja este cu 54% mai săracă. La fel, vitamina A cu 42%, vitamina B1 cu 75% sau B2-ul cu 67%. Deci este o marjă destul de mare ca lipsă în organismul nostru la aceste elemente. De aceea este greu să decidem de foarte multe ori ce să mâncăm, cum să le mai combinăm și cât de mult ne pot ajuta aceste alimente. Oare câtă fibră mai conține? Oare ce elemente vitale mai au ele ca să ne sprijine pur și simplu activitatea internă a organismului? Pe lângă toate acestea, mai avem și obiceiuri proaste, care la fel ne duc la formarea unor probleme destul de grave. Aceste probleme, după cum bine știți, încep de pe zona de stomac, intestin și după aceea se transmit mai departe în organism, formând probleme mari pe zona de circulație, în primul rând, respectiv pe zona de imunitate. Toate acestea, slăbindu-ne organismul, da? Și aceste probleme care se cumulează, după cum v-am spus, încetul și cu încetul, deja omenirea începe să scadă din tot ceea ce înseamnă activitate de absorpție a substanțelor de bază. De aceea, după cum vedeți, obezitatea la nivel mondial a început să crească din ce în ce mai mult. Când vorbim de aceste țări dezvoltate, cum este Europa noastră, deci aici deja am ajuns la un nivel extrem de ridicat. Niciodată nu a fost atât de ridicat acest nivel al obezității încât există astăzi. Deci sunt probleme majore. Gândiți-vă, în primul rând, cum începe ea. O dietă săracă, consumul excesiv de aceste alimente care, cum spunem noi, se produc rapid, da? Sau multă lume îi spune alimente de tip gunoi, da? Că nu te ajută cu nimic, lipsa activității fizice, sedentarismul, ne mișcăm din ce în ce mai puțin, chiar la distanțe mici utilizăm anumite mobile cu care ne deplasăm. Mai avem, sigur, factorii de mediu care ne influențează foarte puternic. Mai avem activitatea anumitor medicamente care duc la probleme. Mai avem o altă problemă care este legată de toate știrile care ne înconjoară și zilnic ne bombardează cu asemenea știri. Deci toate acestea, din păcate, deci duc la probleme severe în organismul nostru. Așadar, ca să înțelegem toată această parte importantă a intestinului subțire, el a fost calculat fiind și al doilea creier pentru organismul nostru, e bine să înțelegem că activitatea lui ajută întreg organismul. Iar ca această activitate să fie benefică și să lucreze bine, trebuie să înțelegem și acele mici vietăți care sunt în noi și care contribuie la a ne ajuta acest întreg organism. Este vorba de acest echilibru al microflorei intestinale. Este esențial ca el să se păstreze corect. Este vorba de un raport de 70-30%, deci 70% bacterii bune, benefice, și respectiv 30% bacterii, cum spunem noi, rele sau mai puțin folositoare. Respectiv, când aceste lucruri le dezechilibrăm, în acest moment tot ce înseamnă agent patogen din exterior care pătrunde în corpul nostru poate să se dezvolte foarte ușor. Da? Acest lucru se numește disbioză, iar aceasta duce la probleme majore în organismul nostru. În primul rând, aceste probleme majore, după cum vedeți, în timp, dacă nu avem grijă, începe să deregleze organe, respectiv sisteme întregi ale organismului.
În primul rând, cel mai important lucru este legat de imunitatea acestei mucoase intestinale. Aici avem cele mai mari probleme când apar acești factori externi. Tot ce ingerăm în organismul nostru și dacă nu se poate apăra, toți aceștia ne pot ataca foarte ușor. Iar dezvoltându-se în organismul nostru ajung până la nivelul osos, da? La nivelul de nervi. Când aceștia se distrug, încep să apară asemenea boli, precum Parkinson, Alzheimer, da? Sau boli degenerative, da? Care sunt probleme foarte, foarte grave. Respectiv, acest echilibru al acestei flori intestinale e bine să îl reglăm cât mai repede posibil, pentru că dacă nu, începe să apară această inflamație. Când nivelul de fermentație al alimentelor introduse este de o durată mai îndelungată, începe să apară așa numita colită, această hiperactivitate a intestinelor. De aici începe să apară probleme precum scurgerile, precum diabetul, depresia, ficatul gras, iar la urmă se încheie prin formarea unei tumori. Deci e bine să avem grijă și să nu ajungem până acolo pe cât posibil. Aici, în acest slide, v-am pus ca să vedeți pur și simplu ce înseamnă acest echilibru al acestei flore intestinale, cât este el de esențial. Avem aceste bacterii benefice, bine, am și trecut acolo ca să le vedeți. Bine, acum nu chiar pe toate, că ne-ar trebui mai multe slide-uri, dar în mare, ca să le vedeți, deci bacteriile de tip bifidum, da? Ramsus, Thermophilus, L. casei, Salivarius, Acidophilus, Longum, Lactis, da? Breve, Helveticus, deci toate acestea sunt benefice. Ele sunt cele care despart toți acești nutrienți și introduce prin canalele intestinale ca să ne sprijine activitățile celulare. Dacă acestea nu pot munci corect, vor crește celelalte care sunt mai rele, da? După cum bine le știți. Din păcate, cele rele, cum este de exemplu Clostridium sau E. coli și așa mai departe, acestea influențează și activitatea anumitor ciuperci, da? Cum este Candida albicans, care se dezvoltă foarte ușor în aceste zone, producând o marjă mai ridicată de aciditate, da? Deci ne scade foarte mult acest potențial electric și este o problemă majoră. Toate acestea, dacă nu le reglăm, deci dacă nu oferim organismului așa numitele produse prebiotice care sprijină activitatea, atunci vom avea deficiențe mari pe această zonă. În primul rând, trebuie să înțelegem și aspectul de fibre. Ce sunt fibrele? Deci fibrele sunt acele surse de hrană care le conțin majoritatea alimentelor noastre. Ele se împart în două categorii. Sunt fibre solubile, deci care se dizolvă în apă, și sunt fibrele insolubile, care nu se dizolvă deloc, dar care au o activitate foarte importantă pentru a îndepărta o marjă ridicată de toxine din zona intestinală. De ambele avem nevoie, da? Deci de ambele tipuri. În fiecare zi și la fiecare masă ar trebui să avem o cantitate de fibre. Ele se situează la baza piramidei alimentare. Ele sunt esența hranei noastre. Aceste fibre sunt cele care ne ajută, în primul rând, ca să eliberăm o parte din tot ceea ce înseamnă toxine ridicate. De aceea, de exemplu, după cum vedeți, ca și acțiune, ne îmbunătățește tranzitul intestinal, ne ajută în reglarea acestor bacterii, ne ajută în absorpție, da? Și mai ales în conducția anumitor minerale, cum este, de exemplu, calciu și magneziu, care sunt cu ion pozitivi. Reduce trigliceridele, da? Ne sprijină și ne reglează nivelul de colesterol, da? Deci, atenție, nu doar că elimină o parte din el, de sprijină activitatea lui ca și nivel de absorție, foarte important. Promovează sațietatea. Da? Cu cât introducem în organism mai multe fibre insolubile, cu atât ne săturăm
mai repede. Da? Deci apare senzația de saturație pentru că umple foarte ușor stomacul. Reglează, în primul rând, utilizarea nivelului de glucoză în sânge. Reduce tot ceea ce înseamnă toxine. Da? Mai ales când aceste toxine provin de la filtre, da? Precum este ficatul, precum este rinichiul, precum este plămânul, deci de mai multe zone. Deci tot ce vine le menține. Și sigur că da, sprijină și această mișcare a intestinelor, deci peristaltismul intestinal. De aceea aceste beneficii sunt importante. În primul rând ameliorează tot ceea ce înseamnă probleme legate de intestin. Previne inflamația. Da? Ne ajută ca să ameliorăm tot ceea ce înseamnă constipație sau diaree. Ne ajută ca aceste elemente vitale care intră în organismul nostru pur și simplu să ajungă la destinație cu mult mai rapid. Pe de altă parte, ne ajută ca să ne menținem o greutate corporală în parametrii optimi. Previne diabetul de tip 2, v-am spus, deoarece reglează tot ceea ce înseamnă zahăr. Da? Deci tot ceea ce înseamnă zaharide, glucide, da? Fructoza din fructe și anumite elemente. Deci e foarte binevenit. Și totodată, bineînțeles, ajută în prevenirea așa numitului cancer de colon. Da? Aceste tumori care se pot forma pe această zonă. La acest capitol, la ajutorul acestor fibre alimentare, deci aceste beneficii, ne arată acest studiu al Organizației Mondiale a Sănătății că avem nevoie de cel puțin 25 de grame de fibre pe zi, ceea ce deja oferă anumite beneficii asupra sănătății noastre. Cheia pentru aceste fibre, sigur, se numesc plante. Aceste plante sunt mai multe tipuri, da? După cum bine știm. Găsim și în verdețuri fibre, găsim și în făinoase fibre, găsim și în rădăcinoase fibre, găsim și în oleaginoase fibre. Deci sunt mai multe tipuri de alimente bogate în fibre. Această cantitate de fibră, trebuie să vă spun, în ziua de astăzi este destul de puțină, mai ales pentru cei care consumă alimentele foarte rapid pe fugă și merg să-și vadă de treaba lor mai departe. De aceea vine în sprijinul nostru acest component de bază, acest multi-fiber, cum se numește el. Sunt tablete masticabile, exact așa cum era la noi celuloză, dacă vă aduceți aminte. Au un conținut foarte ridicat de fibre, are un conținut ca extract din fructe de pădure, o cantitate mare de vitamina D3 și vitamina A, la fel vitamina C sub formă naturală. Avem fibre vegetale obținute prin procesul acesta de izomalt-oligosaharid. Da, sunt non-digestive, ele sunt extrase din porumb și gherkin. Avem pectine care sunt obținute din mere. Avem beta-glucani care sunt obținute din boabe de ovăz. Și sigur că da, avem și extractul de păducel, care este esențial. O să vorbim despre fiecare separat, ca să le vedeți pe rând cum activează ele. În primul rând, vedem aceste fibre, după cum vedeți. Da? Amestecul, în primul rând, fibra de morcov, de exemplu, și de alte legume care este introdusă, la ce ne ajută cel mai mult? Conținând o cantitate mare de provitamina A și de caroten, ne sprijină, în primul rând, vederea. Ne asigură o tensiune arterială normală, deoarece sprijină elastina pentru vasele de sânge. Fibrele din ovăz sunt cele care ne reglează nivelul de lipide din sânge. Totodată, ele sunt cele care absorb o cantitate mai mare de zahăr din sânge, da? Deci glucoza. Aceste izomalt-oligosaharide, da? Ele sunt aceste fibre care ne sprijină activitatea microflorei. Totodată ajută în refacerea ei, deci are o funcție de prebiotic. Deci ne ajută ca acea floră intestinală cu care ne-am născut, deci acele bacterii benefice care am vorbit adineauri, să le dezvolte. Totodată asigură o absorție normală a mineralelor în organism, pentru că ele sunt sub formă ionică.
Pe de altă parte, pectinele din măr ne asigură o sănătate intestinală bună și totodată combate obezitatea, eliminând, în primul rând, o cantitate de trigliceride. Și totodată, foarte important, pe lângă aceste trigliceride, ne mai sprijină pentru a elimina și o parte din grăsimile saturate care organismul nostru nu mai poate lupta cu ele, care provin din surse termice înalte, da? Deci cum sunt prăjelile, de exemplu. Mai avem și extractul din salcâm, da? Care ne reglează totodată colesterolul. Avem polidextroza, care ajută în tot ceea ce înseamnă mișcare intestinală, da? Deci ca și capacitate. Așadar, după cum vedeți, aceste izomalt-oligosaharide este un amestec de carbohidrați cu lanț scurt. Sunt fibre obținute doar din plante, v-am spus, deci porumb și gherkin stă la bază. Foarte important pentru flora intestinală acest tip de fibre. Stimulează această mișcare peristaltică, poate ați observat-o și în fructooligosaharide. La fel, în acest produs mai avem acest conținut sub altă formă, care la fel ne sprijină această mișcare, de aceea ne și trimite în mod firesc și normal la toaletă. Avem acest extract de fibre de ovăz, dar cred că toată lumea îl cunoaște, ce sursă puternică este de minerale, foarte multă lume îl folosește, totodată are și o cantitate mare de antioxidanți și polifenoli, da? Care se obțin din aceste fibre. În primul rând, la ce ne ajută foarte mult? Menține o densitate bună sanguină. Deci sunt excepționale la acest capitol. Pe de altă parte, ne asigură o cantitate bună de fibre pentru stomac, că de acolo începe tot ce înseamnă digestiv. Pe de altă parte, avem extractul acesta, pectinele din măr. Da? Cum se vede și în imagine. Sunt aceste fibre speciale care ne reglează, după cum am spus în primul rând, tot ceea ce este legat de activitatea zaharurilor, iar pe de altă parte, am spus că sprijină și acest microechilibru interior, mai ales de pe intestinul gros. Un alt component al acestui produs sunt aceste fructe de acerola, sau cum ni se mai spune și cireșe sălbatice, sau cireșe de Puerto Rico, mă rog, au multe denumiri. Deoarece sursa este obținută de la acest mic arbust care crește în această zonă a Americii Centrale, deci cel mai des acolo se găsește acest fruct. Trebuie să știți, este o sursă foarte bogată în vitamine de tip B, aproape care B complex, deci aproape 17 vitamine de tip B conține acest extract. Are o sursă foarte bogată de vitamina A, asemănătoare morcovilor, deci foarte mare. Conține o sursă foarte bună de magneziu, respectiv fosfor și potasiu. Deci, după cum vedeți, e foarte bine gândit acest extract din acest fruct. Pe de altă parte, o cantitate mare de vitamina C. După cum vedeți, este undeva calculată la 100 de grame, undeva la 1677 de miligrame de vitamina C, deci undeva aproximativ de 2000 de unități internaționale de vitamina C, adică vorbim de o pătrime din cât avem nevoie într-o zi. Deci atâta se găsește într-un asemenea comprimat. Respectiv, acest fruct era utilizat și nu-i că era, este și astăzi utilizat, în primul rând în tot ceea ce înseamnă tratamente pentru zona de piele. Dar tocmai de ce pielea? Pentru că intestinele, ca activitate, nu? Ca și reflexie, are acest țesut numit piele. Nu? De aceea, toți cei care consumă asemenea extracte vor vedea îmbunătățiri la nivelul pielii. Un alt component important se numește păducel. Da? După cum vedeți, păducelul și la noi este utilizat, da? Peste tot. Pentru ce anume se dă el de obicei?
În primul rând, la tot ceea ce înseamnă activitate a circulației. Activitate, ceea ce înseamnă splină ficat. E foarte interesant. În medicina chineză, acest component exprim pentru asta era utilizat cei care aveau probleme legate de splină. Pentru că splina era organul care alimenta, în primul rând, cu energie organismul, doi la mână ajută în formarea hematiilor și trei la mână sprijină ficatul. De aceea este foarte esențial ca acest organ să fie sprijinit. Ce conține? După cum vedeți, are acizi triterpenici, are flavonoizi. Pentru ce sunt bune aceștia? Aceștia ne ajută ca să diminueze din sânge, în primul rând, o substanță care se numește fibrină. Este acea substanță care produce cheagurile de sânge. De aceea este binevenit pentru toată lumea. Este un anticoagulant natural, foarte benefic. Această plantă și fructul ei, vedeți, este denumit ca și fructul lui Dumnezeu. Nu degeaba îi se spune așa. Are o eficacitate asupra reglajului lipidelor din organism. Pe de altă parte, mai face un lucru fantastic pentru cei care au probleme legate de varice, da? Ca să știți. Și pentru cei care au probleme legate de oase, pentru că totodată sprijină și activitatea calciului în organism, așezând foarte ușor lângă el acel fosfor, da? Ca să se implementeze. Avem vitamina D3, după cum vedeți, o cantitate destul de bună în acest component. La ce ne ajută ea? Eu v-am trecut aici câteva lucruri ca să știți despre ea și ce este important despre această vitamina D. În primul rând ne ajută și ne previne de tot ce înseamnă infecții respiratorii. Asta știm foarte bine și copiii când sunt mici. Dacă au o problemă de genul ăsta, îi creștem doza de vitamina D. Respectiv, are un rol foarte benefic în prevenția unor forme de tumori, precum cel mamar, de colon, de prostată, pancreas. Astea sunt la zi, în ziua de astăzi. În tot ceea ce înseamnă tratament pentru psoriazis, este un adjuvant în tratarea unor infecții severe, cum este tuberculoza, v-am trecut-o acolo. Totodată este utilă în stimularea secreției de insulină, așadar în prevenirea diabetului zaharat de tip 2. Tot ea este cea care ajută în formarea hormonilor de bază, respectiv acei hormoni numiți antistres. Totodată este cea care ne ajută și reduce riscul de boli vasculare, mai ales cele periferice sau totodată până la infarctul de miocard. Ne ajută foarte mult și sprijină tot ceea ce înseamnă transmisie pe zona cognitivă, deoarece sprijină refacerea tecii de mieline neuronale. De aceea, dacă avem o cantitate bună, ne ajută ca să nu ajungem niciodată la Alzheimer, Parkinson, schizofrenie, da, sau boli degenerative, cum este scleroza multiplă și așa mai departe. Deci are un rol destul de important această vitamina D3, mai numită și poliocalciferol. Este esențială pentru a menține și o sănătate bună a oaselor și a ligamentelor. Deci are un rol extrem de important în corp. În mod normal, utilizăm în jur de 5 până la 10.000 de unități pe zi, ca și organism. Respectiv, avem acest îndulcitor natural, se numește xilitol. El este obținut din mesteacă. Da? Dar cred că multă lume a utilizat extractele de mesteacă, nu-i ceva ieșit din comun, sau cele de ștevie. Ele sunt benefice. De ce? Pentru că conține, de exemplu, de 40% mai puține calorii față de zahăr. Da? Sau față de miere. Deci este cu mult mai ușor de utilizat și pentru aceste probleme care au diabet, de exemplu, da? Sau care au probleme legate de intestine. Eu v-am trecut și aici ceea ce înseamnă alimentația. Deci noi avem nevoie în alimentația noastră de multe lucruri, după cum vedeți.
Pentru că aceste alimente care noi trebuie să le ingerăm zilnic, trebuie să conțină acei nutrienți care îndeplinesc aceste trei funcții vitale, adică cea de structură, cea energetică și cea biologică. Așadar, ele sunt împărțite în aceste trei grupe. Avem proteine, glucide și lipide. Da? Proteinele sunt de două tipuri, de origine animală, respectiv vegetală. Ele intră în structură. La un gram de proteină avem 4 kilocalorii, ca să știți, așa se calculează. La glucide la fel, da? 4 kilocalorii. Ele sunt așa numiți carboidrați. Indiferent că sunt complexi sau simpli, ei înseamnă combustibil, dar ei înseamnă energie pentru noi. Și avem factorul numit lipide, ceea ce înseamnă grăsimi de calitate, care pe un gram ne oferă 9 kilocalorii. De aceea suntem exact în perioada în care le consumăm cel mai ușor, în perioada de iarnă, pentru că suntem în perioada de conservare. Adică ne utilizăm rezerva. Da? De aceea, probabil, mulți dintre noi în această perioadă poate mănâncă mai mult decât trebuie. Cauza este lipsa lipidelor esențiale. Totodată, pe lângă acestea care sunt esențiale, corpul nostru, prin alimente, mai introduce și minerale, vitamine, fibre, antioxidanți, antocianți și, mă rog, multe alte elemente. Ceea ce este bine de reținut, după 40 de ani de viață, e bine să avem 5 mese regulate, acel puțin 300 kilocalorii pe zi. Atât poate să ducă foarte ușor, se produce această ardere, da? Prin utilizarea așa numitei glucoze și a oxigenului, care ne oferă energie pe suprafața celulară, apă și oxigen liber. Asta se produce zi de zi în corpul nostru. Și cu asta muncește. V-am pus aici ca să vedeți cât de importantă este această corelare între fibre și formarea anumitor tumori, da? Pe zona de intestin. Aveți această statistică care o vedeți în fața dumneavoastră ca activitatea fibrelor și se referă aici la 14 luni. Deci, după cum vedeți, după 14 luni stabilizează complet organismul și începe să dispară această problemă, dacă sunt consumate într-o cantitate normală. De aceea v-am pus și această mică imagine care o vedeți acolo. Aceste fibre opresc formarea de diverticuli. Da? Din păcate, acești diverticuli sunt cei care se transformă mai târziu și formează polipoza și așa mai departe. Se ajunge până la probleme majore. Așadar, să vedem pentru cine este recomandat acest produs. În primul rând, pentru cei care au probleme intestinale, logic. Pentru cei care duc o viață sedentară, stresată. Da? Cei care nu prea fac exerciții fizice. Pentru persoanele care sunt în vârstă, care sunt expuse riscului de osteoporoză. Pentru persoanele care nu efectuează așa numita detoxifiere. Pentru persoanele care, de exemplu, au o cantitate ridicată de zahăr în sânge sau de colesterol. Și ar fi bine să vă gândiți și la toți copiii noștri, pentru că mănâncă slab și prost în ziua de astăzi. Din păcate, așa trebuie să mă exprim. Este o problemă severă astăzi. Iar ca să nu sufere, este nevoie de un asemenea ingredient prețios. După cum vedeți, are 60 de tablete o cutie, da, 96 de grame în total. Se mestecă în mod normal, după fiecare masă, câte o tabletă. Da? În mod normal. Dacă este o problemă mai majoră, se mestecă două tablete după fiecare masă. Aici vedeți conținutul exact din fiecare părticică, iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată.